Buaza! Andreea Didino, aici pe zonă la Beyond the Beat, un nou documentar. Ești pe UTV, te uiți la noi chiar acum. 3, 2, 1 și... Salut, eu sunt Paul, mi se mai spune și Spike. Sunt practic producător și interpret de muzică, rap, slash pop mai nou. Fac asta din... Doamne, da, 2000, cred. 2001 chiar. Trecut ceva timp. Primul contact cu muzica a fost, băi, era prin 98, pe vremea Mafia Paraziții, atunci, rac la Mafia Paraziții. Aparent eu nu ajunsesem la casetele cu Tupac pe vremea aia, știi? Și eu am intrat în contact cu hip-hop-ul prin trupele românești. Deci cam așa a funcționat. O, Doamne, am stărit deja 20 de ani pasul spre comercial. N-a fost un pas spre comercial, a fost un pas spre mainstream. După ce faci și faci și faci, practic, vine cu asta cu vârsta, cred. Și vine de la dorința de a interacționa mai mult cu publicul la concerte. Pentru că la un moment dat, după o anumită vârstă, pierzi contactul cu un anumit public la concerte și simți nevoia să interacționezi cu oamenii pe mai multe, din mai multe categorii, numai cu copiii și cu ascultătorii de hip-hop. Și vine din ideea în care, bă, vreau să ajut și eu prin muzică să fac oamenii să asculte muzica asta, să-i atrag în zona asta, nu să fie despre mine, cine vrea să mă asculte bine, cine nu. Adică ne întâlnim cumva la jumate și eu încerc să mai las de la mine, nu stau să o țin în 17 strofe de 14 măsuri, dar cumva și ei se apropie de zona asta. Încerc să simplifici din ele și cumva să le faci cât mai aproape de public, cred. A fost greu cu concertul și cu scena la început, foarte greu, pentru că aparent am o fobie și o anxietate din naștere și foarte, foarte greu să te expui, adică e ceva ce vine cu un pachet de energie negativă de fiecare dată când iei pasul ăla de, mă rog, vorbesc de primele concerte, iei decizia să urci pe scenă și Dumnezeule, transpiri și e haos și îți dai seama că asta nu trece niciodată cumva și că rămâi cu ea forever and ever. Și după care practic intri în gura lumii și începi să-ți dai seama că haosul e și mai mare și mai violent, anxietatea este și mai puternică, te toacă lumea și cred că aia a fost cea mai grea chestie de care m-am lovit. Gura lumii, cred, se numește. Uite, am să fac o piesă despre asta, gura lumii. Pe scenă mă îmbrac de obicei în negru sau alb, depinde cum. Șapcă și ochelari pentru că de obicei când cu ochii închiși, pentru că și mă ascund, adică am început cu șapcă pentru că de obicei când stai pe scenă, dacă mă uit acum la tine, vezi și las capul, practic nu mai îmi vezi ochii și cumva pot să mă ascund de oameni, că altfel îmi distrag atenția din public, dar dacă se uită unul la mine, ce faci, mă, acolo, știi? Îmi distrage atenția și uit ce dracu se întâmplă, așa practic fac asta, știi? De-aia e și trepiedul ăla pe scenă, că rapperii nu cântă cu trepied, dar trebuie să am o ocupație cu, trebuie să fie o chestie. Și de obicei când sunt foarte anxios la un concert, pur și simplu pun aia, ochelarii și stau și cânt. Și am, deci practic cânt în capul meu. În secunda în care vine anxietatea, la un moment dat vrei să... Nu intru în club, nu pot să stau acolo, nu vreau să e... Sau vrei să stai și cumva îți freacă cineva, îți pune cineva întrebări. Știi? E un soi de interviu forțat în momentul în care tu vrei să stai liniștit să faci chestii. Aia e chiar obositor și atât. Mare parte nu, n-am probleme. Adică sunt weird și lumea se sperie și fuge, ceea ce este superb. Prima oară muzică am făcut sus, în dormitor. Ai fost acasă a părinților mei. Aici am copilărit, după aia m-am mutat în altă casă și acum m-am întors aici. Pe calculatorul ăla, Acer, deci dracu era să-mi bat picioarele. În Fruity Loops, evident, ciordit evident de pe internet, glumesc, nu era internet. Mi-a dus taică-mi un CD cu niște programe piratate, niște demo-uri, nu erau piratate, erau niște demo-uri. Și am învățat After Effects de pe CD-ul ăla, Cool Edit, erau tot felul de demo-uri. Pe vremea aia venea cineva cu un CD și avea 300 de programe. Maya cred că era la un moment dat, adică tot de la 3, de la absolut orice. Am început cu producție, în mare parte, adică nu am început cu cântatul. Cântatul era ceva... E foarte ciudat că eu cânt acum. Dacă stau să mă gândesc, nici nu se punea problema de cântat pe vremea. Dă muzica aia mai încet! Dă-o care mai încet! Fă care cu ceva cu viața ta! Oh my God! Aia, zice-o părinții mei. Tu îți dai seama cum fac vecinii când dau unele la ora trecerii. Părinții mei sunt bine, nu sunt multimilionari, nu sunt nici săraci. Ideea în care făceau ăștia mișto la rost, că sunt agenți imobiliari sau nu, nu. Oamenii au muncit, au un spațiu comercial, niște case, cum așa au făcut lemnul lor acolo și cumva trăiesc liniștiți. Am căutat
Spike pe Google cu prietena mea și am găsit, s-a mai căutat, Spike, părinți bogați. Dumnezeule mare, ce Doamne iartă-mă, știi? De asta zic că am folosit avantajul sau avantaj îl numesc, nu privilegiu, că toată lumea e privilegiu tău. Se că toată lumea are privilegii, dar nu face ce fac eu. Sunt mulți care au mai multe privilegii ca mine și n-au făcut nici măcar 3%, 2% pentru că nu-i pasionează, că mă întrebai de ce lași copilului. Dacă nu-i filmul ăla, degeaba. Avantajul meu e că nu plătesc chirie sau nu mă dă nimeni afară din casă. Prima oară n-am făcut rap, am făcut techno. Era un program numit Reason și avea tot felul de module de astea, de sort of plug-in-uri. Și cu ăla am început și am un CD de techno cu 5 piese pe care l-am ascultat acum o lună aproape. L-am scos din beci de undeva și am găsit, am luat un laptop vechi, am băgat și am ascultat primele mele piese ever. Pentru că pe vremea aia vreau să fiu DJ. Cum erai la școală? Horror. Super, super, nu arogant. Retras, prost și... pierdut bacul la mate, adică să fii realist, eu fac Python. Da, și foarte arogant. Mecanism de apărare. Momentul de cotitură din cariera mea de artist. Bă, au fost multe momente de cotitură din cariera mea de artist. Păi am clocat de vreo două ori, adică în 2014, după lumea lui Paul, am zis că mă las oficial, pentru că voiam să fac, am făcut ce am Evil Twin Studio, care era firma de producție video pentru videoclipurile pe care le făceam pe vremea aia. Eram cu un prieten băgat în treaba asta și am zis că tot din cauza, nu știu, anxietății, cumva nu mai poți să stai în haosul ăsta de, da, tu ce faci? Da, tu ce faci? Da, tu cânti? Da, unde cânti? Că nu apar nicăieri. Da, unde? Da, unde? Te-am văzut. Lumea are obiceiul să uite foarte rapid. În perioada în care am ajuns la Paraziți a fost un șoc pentru toată lumea. Adică, cum? Tu cânti cu... tu ești... cum? Unde? Că nu te-am văzut. După care ajuns să mergi cu ei în concerte, să audă lumea să te vadă. Wow! Marfă! Și după care e ok, it fades away și stai și te gândești, bun, și tu ce faci acum? Adică tu mai cânti, unde apare? Că au trecut deja 4 ani de zile, ai cu ceva. Ceea ce are sens cumva, știi? Dar te rupe pe interior. După care faci un album care nu merge sau merge sau ha-ha-hi-hi, îl apreciază underground românesc și e super, dar în realitate tu nu existi pentru industrie deloc, concerte zero, mai încerci alt album, dai seama că practic e marfă, dar totodată nu avansezi, mă, știi? Și am luat o pauză din 2009 până în 2015-14 când am făcut lumea lui Paula Okabi și pe aia claca definitiv și am zis că eu nu mai pot să fac asta și m-am lăsat oficial, am zis că îmi bat picioarele. Depresia m-a ridicat și anxietatea după ce au fost niște probleme în familie de sănătate. Am clacat definitiv, mi-am dat seama că sunt cu totul pe altă planetă, adică nu o să funcționeze dacă o ții așa și cumva am stat în terapie, cred că vreun an de zile, am căutat ajutor pentru că nu puteai să cauți ajutor, că era foarte ciudat. Și după care când mi-a revenit am folosit toată energia de comeback în albumul Propaganda, care practic mi-am dat seama că nu trebuie să fac albume de 400 de piese, mi-am dat seama că trebuie să mă focusez pe ce vreau să zic și cumva, ghiși ce, a funcționat. Sunt unii oameni care se lovesc mai ușor de treaba asta, alții care se lovesc mai greu. Se pare că singura chestie care a funcționat e meditatul, mă, știi? Aveam un soft de la un program de SOS și de fiecare dată când simțeam că vine atacul de panică despre a vorbim, când dădeam, aveam un de la cu... trebuia să vorbească cineva. Respiră, ok, gata, calmează-te și... trist că se termina ăla și dădeam atac, deci rupeam butonul ăla de atacuri de panică, Doamne. Încă mai sunt, dar nu sunt atât de violente. Persoana care te-a ajutat cel mai mult în acea perioadă, cine a fost? Nimeni n-a fost. În secunda în care clachezi, îți dai seama că nu descoperi decât că ești singur cu tine. You hit rock bottom, emoțional, sentimental și de acolo folosești toată energia să te întorci. Mi se pare că e foarte fain, că din momentul ăla practic nu te mai distruge, nu te mai atinge nimic, totul e cute. Pe net m-a comentat cineva, jur. Ai zis, bă, prim artist pentru noi care nu suntem artiști, mă. Bucură-te de viața aia, cântă, că noi ne uităm la tine și zicem, da mă, ce blană să-mi bat picioarele, marfă, wow, ce tare. Și practic te o faci pentru noi toți. Ah, wow, da, practic energia cu care te încarcă treaba aia. Se pare tare. Ce vreau să se întâmple, permis de avion, ultra ușor. Mi se pare senzațional să pot să mă luat Timișoara în două ore. Ah, doamne. Bă, ți-am Vlad, să...
Să cânt rockstar, dar nu nicio șansă. Salut, sunt Vlad Lucan și sunt chiar bine. Nu, hai să voi. Salut, sunt Vlad și fac muzică de când mă știu. Mai bine o lăsam acolo, știi? Tu mai joasă o chitară, primiți o chitară cadou de la iubita lui. Ca idee, eu încă învăț să cânt la chitară pentru că nu sunt încă... Dar... Știu doar folk. Și era foarte entuziast. Nu doar să vă arăt chitară, să apară pe filmare, știi? Ai văzut cum am scos? Băi, Vlad, cum? Dar hai să... cum faci? Că vreau să învăț și eu. Nu știai atunci foarte, foarte bine, știi? Tot mă învață la studio, dar mai am de învățat. Nu? Da? Da? Nu, 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 nu. În sesiunea a fost și Alex pe link, că el a scris părți din piesă. Și cred că Alex a venit cu Duma, nu? Cu... Da, da, vorbeam de o chestie cu Rockstar și a făcut Duma, nu mai știu despre ce vorbeam. Acolo mi se pare că s-a închegat când a spus... Da, dar s-a legat de ceva, povesteam noi de ceva. Atunci ai zis, bă, că toți ziceai de Rockstar. Cum ar fi să zici, ce noroc, starea mea e mult mai bună. What? Blană. Când te pui la mine în brață, parcă sunt chitară mână. A? Deci mi-aduc aminte că tu erai fix aici să tăi și am început să fac orchestrația și când am terminat piesa la sfârșit ziceai: bă, Vlade, deci când te auzeam acolo cu toba aia cum le pui și era nimic, era bland, nu-mi vine să cred ce ai aici, nu pot să cred că s-a legat ceva, gen, nu... În 4-5 ore, știu că am făcut o rapidă. Da, a fost bland. Pus că la început se face schiță, adică nu stai să pui să finisezi și sună, fai, se face acordurile și a basic tobă. Na, și eu sunt în filmul ăla în care trebuie să sune totul perfect ca să-mi dea vibe, știi? Scrie, bă, piesa aia odată, bă, că mi-ai, lasă-mă în pace că o fac, scrie, mereu. Blană. Bine, la început sunt drăguț după pe final, da. Calci pe... Dai, mă, Paula, trage, mă, frate, lasă-mă. Da, a fost blană oricum. Dar e flip refrenul, deci pe mine m-a șocat. E primul refren cântat. Dacă tu te gândeai cine să cânte, cine și eram de dai, trage-o. Știi ce povesteam? Mă gândeam de chestia de ziceam mai devreme, cu cântatul și cu vocea. Și mă gândeam, bă, nu, adică nu o să ducem refrenul ăsta. Ce noroc, vai, domne. Deci repede, te duci, te închizi în camera, ce noroc, stai, de la nu. Nu mi se pare că te-ai chinuit deloc, chiar a fost... Bine, și refrenul a mai strigat așa cum îți place ție, a fost direct acolo, nu mi se pare că a fost nimic forțat. Când ești vulnerabil? Tot timpul ești vulnerabil. Mi se pare că asta e frumusețea. Cum s-ar numi până în prezent filmul vieții tale? Tot ce am învățat până acum. Ce ai învățat până acum? Asta. Faptul că nu știi toate mizerile astea. Mi se pare foarte tare că în secunda în care te lovești de ele e... Wow! Asta e frumusețea. Până nu te lovești de ele, cumva nu afli. Nu... De-aia n-a funcționat până nu cazi, până nu te vine peste tine. Pentru că stai tot timpul pe concepțiile pe care le ai până în momentul ăla și frustrările pe care le adun până în momentul ăla, până nu dai cu ele de pământ, până nu te pun la pământ, nu o să poți să te ridici pe personalitatea ta originală. O să rămâi tot timpul în lumea celorlalți, nu o să dezvolți tu ceva al tău. Ce ai păstrat de la Paul, copilul? Tot! Tot ce există în jurul meu e tot ce voiam să am când eram mic, pentru că sunt și în aria aia de n-am avut când eram mic și cumva mi le-am luat pe toate. Adică pe scula asta, fiind totul foarte, foarte manual, mi-am dorit tot. Aia e toată pe plug-in-uri, sunete, asta e pur și simplu curent electric care trece prin ea. Ia! Ce mai arăt? Practic asta. Pisica și zi, aparatul foto, cu astea plec. Deci dacă ar fi să iau ceva real vorbind, microfonul mai găsesc, scule mai găsesc, aparatul... Ah, doamne, greu. M-am apucat schimbul lui la motocicletă și ai văzut cum arată. Fără caterincă. Și asta pentru că am căutat un... Cred că am luat foarte în serios replica Românul Bun la Toate, știi? Adică m-am dus un pic... Îmi place cumva să descoper toate nebuniile astea. Adică trebuie să ies din studio, plus că în studio nu stau foarte mult. Pentru că nu am ce să fac în studio, adică ce am văzut acum că se întâmplă o dată pe săptămână, maxim de două. Să vin aici, să dau în fiecare zi din ele, nu, că îmi pierd și interesul, îmi pierd, știi, adică de fiecare dată când vin aici, mamă, ce tare, hai să mai facem o treabă. Mă așez și cumva mă bucur de ele. În garaj în mare parte mă relaxez, adică relaxat începe cu flex, aparat de sudură, tai ceva, schimbi, desfaci, cureți, freci, trebuie să existe, ăla e relax.
Altfel, dacă stau, merge mintea foarte, știi, și trebuie să te duci undeva să te uiți la chestia aia, să n-ai, să ai mișcare manuală, să nu cumva să proceseze creierul. Să folosesc de instrumentul. Mi se pare că acum când fac piesele de aia, albumul nou, să fie scurt, trebuie să le faci într-o anumită direcție. Adică pot să fac un album cu 5 piese care se leagă toate într-o zonă și după aia pot să lasez piese pe net cum vreau. Dacă dau play la o piesă, asta e ceva ce fac și aici cu gagica. Dacă dau play la o piesă și prima reacție este: bă, da, dar trebuie să... S-a schimbat instant, nu, nici mai se, nu se mai pune problema. Dacă dau play la o piesă și toată lumea începe: da, cum e asta? Aia e piesa. Nu caut inspirația, să știi, adică doar aștept. Eu nu fac versuri, eu doar aștept să-mi vină. Inspirația e până la un moment dat, stai și scrii versuri, caiete întregi când încep să faci chestia asta. Mă gândesc, deja am trecut de faza aia. După aia ajungi în liga medie, semi-profesional, știi, ca la sport. Mi se pare că e... Bă, ești începător, ești beginner. După aia trebuie să ajungi în liga semi-profesionistă, altfel nu ai avansat. Trebuie să îți asumi faptul că aspiri la ceva mai bun și că ești mai bun decât beginnerii, că altfel nu poți să mă uit la toată lumea și zic: bravo, ce bine, nu! Trebuie să dai, să rupi caietele, să rupi textele, să... Mă uitam la niște caiete cu niște versuri, au... Caiete, erau foi peste foi, scriai peste ore. Și citeam versurile și îmi dau seama că scriam toate penalitățile. Dacă nu le scriam, le scriam acum. Adică trebuie să le scrii pe toate, să-ți iasă, ca să-ți dai seama ce sună. Dacă faci versuri cu, nu știu, eu cu băieții mei suntem niște derbedei, a fost marfă pentru timpul ei, știi? La 96 a rupt strofa aia. Dar acum ești tâmpit, că dacă faci chestia asta, ești clasic, mă rog. Trebuie să fie divers, adică mare parte scrii despre exact lucruri pe care vrei să le transmiți. Și totodată te distrezi, adică sunt lucruri pe care le scriu serios, băi, hai să vorbim despre asta și acum îți bem și hai să ne distrăm, știi, cam așa funcționează. Dar hai să nu uităm chestia asta, dar acum hai să ne distrăm. Dacă stau eu să mă gândesc, cred că le scriu să-mi amintesc eu despre chestiile astea, să le fac eu. Cine vrea să prindă ce zic, bine, cine nu, iarăși bine. Mi se pare că nu e pe mesaj la noi, treapul de la noi. Am ascultat albumul Nane nou, am ascultat albumul Killa. Dar tot îmi place Rici, mi se pare că are o zeamă aparte, o ceva foarte fin. Acum la Nane sunt vreo 4 piese care erau, mi se păreau că sunt ca producție. Mă rog, că îți dai seama că prima dată ascult ca producție și te lovește ca producție. Dar am dat mesaj în seara în care l-am lăsat pe Instagram, era: dude, unde dau albumul? Jos, l-am găsit pe Kai. Ai o piesă care te reprezintă cel mai bine? Tot albumul Propaganda. L-ai învățat tu pe faza cu tobele, știi, să te-ai dus acasă, repeti ceva? Da, și mi-a venit Vlașa Izbrun, schimbă tobele alea, că nu sunt ok. Dar era și Nane pe aici, la un moment dat. Deci făcea Nane. Făcea în casă. Eram în gașcă cu Nane, știi, era Nane, bă, da, nu. Am dat play la 4 piese, era, da, nu, era, mamă, dar nu chiar așa, mult. Ne pui într-o... Era marfă, nu, adică era și lirica și tot ce se întâmpla și biturile erau marfă, dar erau niște chestii de detalii. Nu eram major. Eu vreau să învăț să facă producția, să sune, să fie cercul complet de producție, știi, făcut, scris, produs, mixat, să fie cumva albumul, prăjeala mea. Și am ajuns aici foarte entuziasm, mamă, băi, să sune așa, demo, play. Acum când le ascult, deci când ajung acasă și mai dau play la primele versiuni, bă, deci sunt tobele alea de puș. Eu n-am avut un aport, în afară de cele două piese pe care le-am și produs, n-am avut un aport. El și-a făcut toată treaba, doar că suna vechi. Cu tot respectul și aici nu s-a supărat pe mine, am zis, băi, nu am timp să stau să schimb snare-ul și ține-și de gust cumva, adică el oricum o făcea foarte bine, am zis, bă, zic, caută-ți tonul să sune marfă, uite aici nu e, și s-a dus, se ducea acasă și uite asta cum sună, uite asta e bun, asta e bun, asta, de aici încolo putem să mixăm, să terminăm materialul, și până aici n-aveam cu ce, deci pur și simplu oricât aș fi încercat eu să mixez, nu suna din start, din tonuri. Mamă, cât am învățat perioada aia să îmi bag picioarele. Acum știu ce tobă să pun, știu, am mai zis odată, nu știu cum sună o tobă bună, dar știu toate tobele proaste. Da, le-am auzit pe asta. Le-am auzit pe alea proaste. Băi. Dacă mă întreb din piesă dinainte de albumul Propaganda, drăguțe. Rămâne scris, mi se pare o piesă foarte, foarte mișto pentru ce a zis ea. Poezie de pe lumea lui Paul, mi se pare o piesă foarte, foarte mișto. La tot albumul Propaganda mi se pare că exact ce am zis că vreau să fac. Băi, vreau să fac un album
în zona în care nu se mai fac albume, care să fie ceva de la început până la sfârșit. Adică e un intro care e o strofă, în care spun toate twisturile și combinațiile pe care pot să le fac, după care treci ușor, ușor în Caterin și în Antares, sunt diverse chestii, manele, singuri și nimic, știi? Adică e de la baladă la cateringă, de la rap la tot procesul ăsta. Cam aia, știi? A dat Vlad, ta-na-na-na-na-na, cât a durat? 10 minute, cât era acum? Foarte spontan. Era Versace, Versace, ce zic că de parcă e vreo glumă, era efectiv Caterinca aia supremă. Copiem ceva mizerabil, prima, manele, manele, aia a fost. Atât de faginizit. Nu știu dacă a fost o glumă vis-a-vis de instrumentalul meu sau dar ai zis, pă, manele, manele, ai zis. Cred că oricine, deci dacă oricine zice aceeași chestie, știi, adică mi se pare că nu a fost vreo... Te așteptai să ajungă... La, știi care e faza? Mi se părea foarte tabu piesa, cuvântul manele. Știi, mai ții minte când mi se părea tabu să spui manele? Bă, cum să zici manele? E ciudat să spui. Da, și ce zici? Adică manele, bine, manele, dar despre ce? Despre muzică? Nu. Despre ce? Despre oameni? Da, dar ce fel? Adică societatea sau? Ce sunt manele de fapt? E un mod de viață? Ce e? Știi, e... Și da, bine, ai făcut-o foarte rapid, adică știu că mi-a dat un video pe WhatsApp. Cred că lucrul în Miami, ești nebun, sunt curios da, dacă mă... Eram undeva în Spania la niște prieteni și Marian Dorobanțu, că apropo, în gașcă suntem noi doi și Marian care se ocupă de partea de A&R și creative și mai multe. Era topit, era bă, wow, deci era fan, bă, asta o să fie huge, nu se mai oprea, era bă, ascultă-mă, trebuie să... Și vorbea, era bă, trebuie să fie despre oameni, despre România, despre țara asta, despre tot, știi? Și știu că i-am trimis și pe el la Spart, i s-a părut wow, gen. El venise să se tundă la Micuțul, ai văzut jos la barbershop, venise să se tundă și eu tocmai terminase negativul, cred că mă apucasem de el cu vreo două ore înainte. Și fix draftul ăla așa a rămas în două ore făcut, a tras ideea de strofă și aia a fost, nu. Vă așteptați la succesul ăsta? Știam că piesa e bună, dar nu mi-aș fi imaginat vreodată să o aud în FM. Deci nu m-aș fi gândit gen în FM. Deci la când s-a lansat Manele în dracu, acum 2 ani încă aveam chestia de cântăm la radio, gen merge să adică da. What the f***? Wow. Retrasă este lumea lui Paul, foarte, foarte retrasă. Liniștită, am un ritual în absolut orice fac. Aia cred că aia e duma, ritualul, altfel nu funcționez fără ritual. Nu pot să scriu versuri decât scriu zi bucățele de versuri, dar nu pot stau să scriu o strofă dacă n-am ritm. Dacă nu-mi dai ritm, nu pot să scriu. Și faci asta până când o era. Și tot așa cu toate. Aha. După care practic intri și dai în ele pe tobe. Cam așa funcționează și stai o oră și dai în ele până când îți vine vreo idee. Și după care practic vine un puș de 17 ani, ia un beat de pe net, pune niște de-alea, dă mai tare, cântă despre la mol, la mol, la mol, la mol, la mol, a rupt-o, e number one pe top. Vezi niște scule când plecați de aici. Foarte mișto, dar te relaxează, adică o faci doar pentru tine. Mi se pare că toate lucrurile pe care le vezi aici le fac pentru mine și pentru sufletul meu. Ce tare. Mi se pare că știe ce vrea și de multe ori eu încerc să-l duc în alte zone. Cred că cu asta ar trebui să ocupe orice producător, să scoată artistul din zona de confort. Și na, el fiind mai, hai să nu zic încăpățânat, și el la rândul lui ne împinge, pune, bă, dar vreau mai mișto duma aia, dar știi, haideți că putem mai să, știi, și ne tot timpul ne întâlnim la mijloc într-un final și este... Mi se adică, pare că aia este, te împinge exact. Reciproc. Las Alcâmii, când mă auzi la microfon, e mult prea mică lume, dar face, bro, dar ce ai, de ce ți-i la mine, mă sperii? Vorbește mai, calmează-te un pic. E mult prea mică lumea asta, bro, mă sperii, deci mă prea... Bă, dar ce ai, mă, gândește că ascultă maică ta piesă. Da, mă, era fan, adică mi se pare că asta a fost cumva prima chestie de care m-a lovit. Era, bă, da, gândește că cânti unei femei simpatice care nu ascultă hip-hop, vrei să o sperii, că poate schimbă postul sau vrei să te placă lumea, Paul, hai. Deschide gura în primul rând, pronunță cuvintele, e mult prea mică, ok, gata, hai, nu, să nu-ți fie frică de pop, adică, să nu-ți fie frică de pop. Mulțumesc frumos! Da, mișto! Pe lângă muzică e toată pasiunea de ce e în spate, adică toată tehnologia, cum funcționează, ce intră, cum intră, unde intră. Și tot ce înseamnă video și cu tot ce se filmează, tot ce e la valieră, tot ce e cameră, tot ce e lumină, tot ce e cablu,
Știu, pentru că m-a pasionat chestia asta. Băi, gig e la bază, deci vă zic, gig, oameni, deci omul mi-a reparat laptopul de curând, nu știu, a schimbat un gel pe procesor, ceva. Bă, pasta de termală, pasta Jesus. Pasta termală, se uită toți copiii acum, dude, a schimbat pasta termală. A, ok, nu, mie mi se pare SF, nu știu, ventilatoarele, tot timpul când am o problemă vine, da, mă, hai că o facem. Și mi se pare, bă, nu mai merge hardul cu proiectele, cu backup, ce fac? Și vine, nu știu, omul pe acolo, e gig, asta e. Ne știm de atât de mult timp încât am trecut prin toate stările. Acum maturitatea, adică diferența de la Vlad, de la mine, este maturitate, familie, copil, eu cârpă pe străzi. Ai, nu mă fi serios cu mine. Adică... Am stat să fac și un curs de imagine când făceam videoclipuri, cred că un an de zile mi-am luat un curs de imagine la un mare DP de afară. Vreau să văd cum pun lumina în casă, să stau eu mai ok, să mă văd eu mai bine. Asta e Paul, de fapt, nu știu, alt Paul. Și e foarte, foarte migălos la și tot timpul și o spun și o repet, foarte migălos și atent la cuvinte. Acolo mi se pare că e o chestie care nu știu dacă e conștient de ea sau o face, nu știu, talent, muncă. Cred că e blestem. Da. Să nu poți să scrii o mizerie de piesă așa. Și uneori greoi în asta. Uneori? Da. Tot timpul? Cumva, cred că își dorește mai mult tot timpul. Nu mai regizez clipuri, nu mai ocup de chestia asta, tocmai de aia s-a ocupat și de radio de ultimul clip. Pe lângă faptul că am prins gustul de ce marfă e să vii la filmare, stai fără niciun stres, ceea ce e chiar marfă. Am obosit, cred. Mi se pare că vreau să mă focusez pe lucrurile care mă fac happy, știi? Nu care mă stresează mare parte. Când vorbesc de regie, mă gândesc la regie de film, uh-huh, într-adevăr. Adică aș vrea să fac la un moment dat, dacă aș putea, un Miami Beach al meu, știi, probabil tot produs de Mati Ciucă, e singurul care cred că pot să producă. Să-l fac cu băieții din stand-up, din categoria pasiuni. Este un Hasselblad care e nou, e făcut în 91. L-am căutat undeva în Japonia printr-un broker, mă rog, îl găsești peste tot, dar practic vreau să fie seria, să fie tot nebunia. El e pe film, ăsta este filmul, cam atât de mare. Trebuie să te uiți tu prin el să vezi cum se vede, cam mai e finețea. Ce îți place să fotografiezi de obicei? Portrete. Acum portrete dacă vrei. Serios? Trebuie să te uiți fix prin ea. Nu? Că soția așa? Și te uiți normal, fii atent. Oh, mamă, ia uite de plană, se vede! E o finețe rară. Practic cu toți banii de pe albumul propaganda a luat aparatul ăsta. Serios? Ce parte? Albumul meu foto. La propriu. În filme color și filme alb-negru. În mare parte marfă sunt ale alb-negru. Dar cam unele color cu... Cu lauri erau unele drăguțe. Te ateneu, practic. Și ți-arăt și poza. Și aici patru porumbei pe o bucată de sârmă. A, da. Să vezi cum arată poza. Ce faci înainte de concert? Scanez frecvențe. Mă îmbrac ca... De unde știu? De la Einstein. Aceleași haine over and over. Mă îmbrac colorat de obicei acasă în pijamale sau... De obicei tricouri negre, nu pot să arăt garderoba că e dezastru, dar tricouri negre, trei tricouri albe și cam atât. Nu mi-e numai așa să te găsesc o dată. La pe vreo? Serios, n-am fost, nu mă duc niciodată. Dacă ai idee. La meci. Nu o să mă găsești niciodată la meci, ever. În mare parte mergem la sală, mă rog, mergeam cu Bordea, făceam high intensity training. Am o mini sală sus pe care nu pot să vă arăt că e dezastru. Gătești? Vai de capul tău! Cotlete de berbecuț sous vide, cred că toată lumea știe că fac cotlete de berbecuț sous vide. De cât timp n-am avut prieten, în perioada m-am apucat să gătesc și mă enerva că totul era omletă și cartofi prăjiți. Și zic, bă, Jesus, oricum stau în casă, nu se întâmplă nimic, hai să deschidem o carte de... Și ce puse? Îmi ieșeau niște chestii. Primul lucru pe care îl fac și dimineața? Duș rece. După aia practică zi lentile de contact. După aia am 7 creme. Merg cu gagica la cumpărături, așa creme de 1 milion, eu mi-au de 4. Pentru că mie îmi cade fața că-s mai bătrân. Și practic cât să apar. Și după aia sport. Trag de un elastic, ceva trebuie să fie. Dacă cau. Tot e un elastic în mai puțin de 10 metri. Da. Și meditat dimineața, scuză-mă. Ideea că e important să cumva să încep să descoperi ce funcționează pentru tine cât mai repede posibil și să încep să te lovești de toate chestiile cât mai repede posibil,
ca să începi să-ți dezvolți tu un filtru al tău care va funcționa pentru tine, să începi să trăiesc realitatea altora sau nu fă aia că nu e bine sau nu mă știi, adică mă bucur că am ajuns în punctul în care spiu, nu știu, mai arogant probabil, că aia vorbeam de cum era la școală, arogant pentru că era o formă de protecție. Nu mă afectează cu absolut nimic. Așa că, practic, cred că cel mai important lucru este să înveți să-ți dezvolți tu filtrul tău personal care să te ajute pe tine în ceea ce vrei să faci tu cu viața ta. Și în felul ăsta poți să ajungi și alți oameni. Cam așa funcționează. Te mulțumesc frumos, pupi iubi și, da? Se vede frumos totul? This is it? Ok, super. Stai așa. Papa, papa, papa. Uze, uze, iau! Doamne Dumnezeule, cum a sunat! Ah, ce bună e asta! Blană! Ești ok? Ți-e cald? Nu poți să-l filmezi! Întoarce aparatul! Se pune... nu, putea să meargă, dar nu... Izolat! Ai jucat izoleta? E un supă de pui cu usturoi. Bă, nu știu. Sper să nu știe nimeni. Sper să fie secretul meu, știi? Sunt efectiv. Tu, din experiența ta, ce ceva, căutam pe tine, dar aici, pasiunea... Wow! Cum ar fi? Scanez frecvențele. Doamne! Băi, dă capul meu! Și... gata, gata, m-am prins. Mai facem emisiuni de asta, că mi-amintesc de chestiile bune din viața mea.